Vă salut și bun venit pe canalul meu! Astăzi va fi un videoclip foarte interesant, așa că rămâneți cu mine până la final, fără să derulați. De asemenea, abonează-te la canalul meu dacă încă n-ai făcut-o, apasă pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când ne postez vizionare plăcută. Nadia Fiodorovna ședea acasă când a sunat brusc telefonul. Bătrâna a ridicat receptorul și în același moment a auzit un glas. Era femeia cu care se cunoscuse recent interlocutoarea a salutat-o pe stăpâna casei și a cerut permisiunea de a veni în vizită. Nadia Fiodorovna a fost surprinsă, dar nu și-a arătat asta, ci a spus că va fi bucuroasă de vizită. Iată că Elvira Iosifovna deja stătea la bătrână în sufragerie, ținând în mâini o ceașcă cu ceai aromat. În acel moment, stăpâna casei îi pune o întrebare tinerei femei. Înțeleg că nu ați venit la mine din curiozitate. Înțeleg că vizita mea este neașteptată pentru dumneavoastră. Voiam să discut cu dumneavoastră încă de la prima noastră întâlnire, dar nu am putut, pentru că am avut treburi urgente. Am auzit deja despre povestea dumneavoastră, dar aș vrea să aflu totul. Cum se spune, din primele surse, adică de la dumneavoastră. Și cel mai important, de ce ați făcut asta cu copiii dumneavoastră? A spus Elvira Iosifovna de ce-mi trebuie asta? A pronunțat bătrâna femeie, mângându-și nervoasă Batista de nas. Dacă am venit din oraș la dumneavoastră în sat, atunci credeți-mă că mi este cu adevărat necesar să știu. Dar dacă vă este greu să vorbiți despre asta, nu voi insista, a răspuns vizitatoarea. Ei bine, dacă vă este cu adevărat interesant, pot să vă spun totul, dar nu va fi o poveste scurtă dar am timp și ați remarcat corect că povestea mea mi este cu adevărat necesară să o cunosc. Totuși vom fi nevoite să ne vedem des în curând, a spus Elvira Iosifovna. Bătrâna femeie a privit-o pe oaspete cu un aer trist, apoi și-a șters ochii cu Batista și abia după aceea a început să-și spună povestea. Nadia s-a născut într-un sat. Era singurul copil din familie. Mama ei lucra ca vânzătoare la un magazin, iar tatăl ei muncea pe un tractor. Tatăl Nadei a murit când ea avea 15 ani. Tatăl ei era un pescar pasionat și în timpul hobiului său, a căzut prin gheață pe râu primăvara și nu a putut să iasă. Mama Nadei, după moartea soțului ei, nu și-a mai legat viața cu nimeni și a trăit pentru fiica ei. Prima dragoste a Nadei a fost un băiat care era cu un an mai mare decât ea. În acel moment, ea era în clasa a 10 -a, iar el în clasa a 11 -a. Fata a realizat chiar atunci că iubitul ei va deveni sensul vieții ei, așa că, când au fost împreună deja de trei luni, i-a spus asta. Dacă mă vei părăsi, nu voi supraviețui. Probabil ca și mama, dacă m-am îndrăgostit, atunci pentru totdeauna, așa că să ne jurăm unul altuia că vom fi mereu împreună și că nu vom trăda niciodată dragostea noastră. Ce gânduri triste ai! Nu te-ai odihnit! Desigur, vom fi împreună și vom muri în aceeași zi, dar doar la bătrânețe, a spus băiatul, pe nume Grigore. Nadia a împărtășit această conversație cu prietena ei Margareta, care învăța cu ea în aceeași clasă. Prietena, cu o ușoară zâmbire, a ascultat-o pe interlocutorul cu sarcasm și a spus că sunt încă în vârsta în care se întâmplă sute de îndrăgostiri. Nadia a privit-o pe prietenă cu o expresie serioasă și a răspuns că pentru ea există o singură dragoste, și anume dragostea pentru Grigore. Când Nadia termina semestrul al doilea al clasei a 11-a, a realizat brusc că este însărcinată. Fata și-a dat seama imediat când s-a întâmplat. A mers la jurământul de credință al iubitului ei în armată, unde a petrecut o noapte cu el, când i s-a dăruit pentru prima dată. Nadia se bucura de asta, dar nu știa cum să-i spună mamei sale, care o amenințase adesea că, dacă va aduce un copil în pântece înainte de a împlini 18 ani, o va da afară din casă. Nadia înțelegea că nu va putea ascunde sarcina mult timp, deoarece burtica ei va crește în curând și mama ei va observa cu siguranță. Fata era nervoasă din acest motiv, iar prietena ei a observat-o și a întrebat-o direct. Ești de ceva vreme cam altfel, vrei să împărtășești ceva? Îți promit că nu voi spune nimănui. Îți spun totul, dar trebuie să-mi promiți că nu vei spune nimănui. Am nevoie acum de un sfat și nu știu la cine să mă îndrept, a spus Nadia. Și apoi a spus prietenei despre sarcină și despre ce a spus mama ei în legătură cu asta. În răspuns, Margareta a râs și a spus, toate mamele așa spun, dar când sunt puse în fața faptului, nu își dau copiii afară din casă. Nu ți-ascund că mama ta va mor mai puțin, îți va spăla creierul și asta va fi tot. Așa că nu te teme și spune-i mamei tale despre sarcina ta. Eu aș fi mai îngrijorată de altceva, și anume de cum va reacționa iubitul tău. Presupun că nu l-ai informat încă cu exactitate. El nu știe nimic, dar am vorbit cu el despre asta. Grigore a spus că, dacă rămân însărcinată, voi naște în secret, a spus interlocutorul. După această conversație, au trecut câteva luni. Mama Nadei a văzut, într-adevăr, că fica ei avea burtică. Ea a acuzat-o imediat că duce un stil de viață imoral. Nadia a încercat să se justifice în fața mamei sale și i a spus că iubește tânărul bărbat și că el nu are de gând să o părăsească. Nadia a trebuit să asculte multe miustrări pe această temă. După discuțiile educative, mama, desigur, a iertat-o pe fiica ei și nu a dat-o afară din casă. Nadia, după ce mama ei a aflat totul, a oftat ușurată. Acum îi mai rămânea să aștepte ca băiatul să se întoarcă din armată. El fusese deja informat despre sarcină și a voia să-și oficializeze relația cu el cât mai curând posibil. Fata a primit o ofertă de căsătorie de la iubitul ei în aceeași zi în care l-a sunat pe Grigore și i-a spus că așteaptă un copil de la el. La scurt timp după aceea, Grigore s-a întors din armată, iar curând tinerii s-au căsătorit. După nuntă, tinerii au decis să locuiască la Nadia iar apoi la soții s-a născut o fiică, pe care au numit-o Anastasia. Nadia s-a cufundat cu bucurie în îndatoririle de mamă. Îi făcea o plăcere imensă să se joace cu bebelușul. Timpul a trecut încet și în curând Anastasia a împlinit doi ani. Nadia voia deja să-și dea fiica la grădiniță pentru a se angaja, dar atunci a realizat că este din nou însărcinată. Tânără femeie a spus soțului ei, cu care trăiau sufletește a așteptat soțul de la serviciu și a spus încetișor. Grigore, uite că sunt însărcinată. Mă cam dezamăgește această veste, a spus capul familiei. Vrei să spui că ar trebui să fac avort? A întrebat nedumerită Nadia, care aștepta o altă reacție de la iubitul ei. Ascultă în ziua de azi să ai doi copii este o adevărată lux. Tu însă și înțelegi că salariul meu de muncitor necalificat la fabrica de zahăr acoperă doar mâncarea și plata utilităților. Nu o reușeștem doar pentru că mama ta ne ajută, altfel am fi trăit pe muchie. Acum trage concluziile. Avem nevoie de încă un copil. A spus soțul, care de fapt nu era încântat de această veste. Nu-mi vine să cred că mi-ai spus toate astea. La urma urmei, ne-am visat să avem cel puțin trei copii. Și acum te ascunzi în spatele lipsei de bani, aproape plângând, a spus soția. Fă ce vrei? Ți-am spus părerea mea, a zis bărbatul, și după a ieșit ostentativ din casă, dăruindu-i soției de înțeles că nu mai vrea să revină la acest subiect. Nadia, imediat ce a ieșit Grigore, obosită, s-a așezat pe scaun. A realizat că tocmai avusese prima ceartă de la nuntă tânără femeie își dorea foarte mult doi copii. Dar cum să procedeze cu părerea lui Grigore nu știa. Nadia a decis să se sfătuiască cu o prietenă și a sunat-o. Prietena a luat imediat receptorul și a început să vorbească repede despre studiile ei. Fata locuia în acel moment în alt oraș și studia contabilitate. Nadia a ascultat cu răbdare pe Margareta și a visat ca prietena să facă o pauză și să nu-i dea cuvântul. Cu toate acestea, interlocutorul nu avea de gând să tacă. Atunci Nadia a spus cu un ton ridicat. Cât poți să vorbești? Sunt însărcinată. Felicitări, a exclamat prietena. Eu sunt și eu nespus de fericită de acest eveniment, dar soțul meu este împotriva unui al doilea copil și nu știu ce să fac. Pur și simplu sunt sigură că de data aceasta voi avea un băiat, a spus tânăra femeie. Dar aici nu te poți sfătui cu nimic. Trebuie să iei tu o decizie. Poate că soțul tău pur și simplu nu este încă pregătit să devină din nou tată, a spus nesigur Margareta. Cum crezi, dacă aș risca să duc sarcina la bun sfârșit fără acordul soțului, nu vor fi apoi neînțelegeri între noi. Ce ciudată ești! Cred că ești căsătorită cu Grigore, nu eu. Prin urmare, tu vezi mai bine ce vă așteaptă în acest caz, a răspuns Margareta. După ce a vorbit cu prietena ei, Nadia s-a gândit. Și când soțul ei a apărut acasă, a decis să reia discuția pe această temă. Cu toate acestea, Grigore a rugat-o politicos pe soție să nu înceapă această conversație. Și a adăugat că și-a exprimat deja opinia, iar bărbatul a sugerat soției sale să ia decizia și femeia a luat decizia de a naște și i-a raportat soțului. Răspunsul lui Grigore a fost să știa din numeri și să nu spună nimic despre asta. Timpul a trecut încet mai departe. Nadia a aflat în curând că, de fapt, așteaptă un băiat. S-a grăbit să-i ducă vestea iubitului său că va avea un moștenitor. Femeia credea că această veste va fi plăcută pentru Grigore dar a fost dezamăgită, deoarece soțul ei a doar a dat din cap în răspuns și nu a spus nimic. În curând, Nadia a născut un băiat pe care l-au numit Constantin. Tânăra femeie era nespus de fericită. Ea credea că are un mariaj ideal și o familie model. Cu toate acestea, deja la o lună după nașterea fiului său, femeia a realizat că nu totul este bine cu ea. Și s-a întâmplat după ce, mai întâi, copilul a fost bolnav. Femeia împreună cu fiul ei au fost spitalizați, ea a stat în spital doi săptămâni. În tot acest timp, soțul nu o vizita prea des, ceea ce o supăra foarte mult pe Nadia. Iar după externare, ea a observat că soțul ei întârzi adesea. Tânăra femeie a cerut explicații, dar Grigorea doar s-a dat la o parte. În acel moment, Nadia a și gândit că soțul ei a avut o altă femeie, despre care i-a spus și direct. Șeful familiei de la această afirmație s-a înfuriat și a spus: De ce ai presupus asta? Nu ai altceva de făcut decât să fantezi. Dar tu ai devenit rece ca gheața în pat. Și ce îmi propui să cred? Te întârzi tot timpul la serviciu. Și eu sunt o ființă vie, și cu mine trebuie să te iei și tu în seamă. Te-ai schimbat într-un timp foarte scurt. Chiar și mama mea a observat asta, încercând să nu plângă, a spus soția. Nu dramatiza, te rog. Nu, nu am pe nimeni. Mai bine să vorbim despre faptul că mama ta are economii. Și trebuie să o rugăm să ne dea aceste bani. De mult am spus că vreau să-mi cumpăr o mașină. Tu vorbește cu mama ta și cere bani, și atunci vom cumpăra o mașină. Nu avem noi înșine bani să economisim, înțelegi tu posibilitățile, a spus bărbatul. Tânăra femeie a putut doar să știa din cap supus lui Grigore. Și la asta s-a încheiat întreaga conversație a soților. Nadia, după această conversație, a simțit un gust amar în suflet. Dar nu știa cum să schimbe situația. Tânăra femeie, la cererea soțului, a apelat la mama ei, dar mama a răspuns că acești bani sunt pentru așa numitul zi negru, și nu intenționează să-i cheltuiască. A trecut ceva timp și în sat, după studii, a venit Margareta. Prietena în aceeași zi a vizitat-o penadia și a observat imediat că prietena ei era într-o dispoziție supărată. Margareta a privit o penadia cu o privire întunecată și a spus într-un ton formal: Nu înțeleg ceva. Nu ești fericită să mă vezi. Nu spune prostii, așteptam întoarcerea ta. Doar că nu totul este clar între mine și soțul meu. De aceea, sufletul este rău. Am impresia că are o altă femeie. Am încercat de mai multe ori să vorbesc cu el, dar Grișa evită întotdeauna să răspundă. Tăcut a spus Nadia. Și eu credeam că știi totul despre soțul tău. Mama mea mi-a spus că îl vede adesea pe soțul tău însoțit de o blondă fermecătoare. Nu știu ce relația între ei, dar crede mă că nu sunt doar prietenești. Nu te-am întrebat despre asta la telefon. Am crezut că vei începe să vorbești despre asta singură. Dar tu nu mi-ai spus nimic, a spus interlocutorul. Nu voiam să-ți încurc capul cu problemele mele dar unde anume mama ta a văzut-o pe grișa cu această femeie, nu pot spune. Înăbușit a spus Nadia, care simțea că în orice moment ar putea începe să plângă în fața prietenei ei. Tânăra femeie a înțeles acum clar că tot acest timp soțul ei îi pe față și avea de fapt o amantă pe partea laterală. Margareta a răspuns că va clarifica la mama ei. Și va suna Nadia în seara asta și îi va spune totul. Apoi, oaspetele a întrebat ce va face Nadia dacă Grigore are într-adevăr o amantă. Cu toate acestea, nu a urmat niciun răspuns, deoarece interlocutorul nu a rezistat și a început să plângă. Margareta a îmbrățișat-o pe prietenă și a spus încet: Nu plânge, mai bine du-te la baba și fă un ritual de uscare. Acum, mulți oameni scapă de amante. În satul vecin trăiește o bătrână care se ocupă de asta. Se spune că face lucruri imposibile, doar să nu-i spun soțului meu despre asta. Ritualurile se fac întotdeauna în secret. Curând, Margareta a plecat și seara aceleiași zile a sunat-o pe Nadia și a spus unde o vede adesea pe mama ei pe Grigore cu blonda. Tânara femeie a rugat-o pe mama ei să stea cu copiii și a fugit la adresa indicată. Nadia știa deja că, dacă va vedea soțul ei, nu se va mai abține și îi va spune totul chiar în fața amantei sale. Și într-adevăr, a văzut cum soțul ei mergea alături de o blondă atrăgătoare și îi spunea ceva vesel. Apoi perechea a ajuns la o casă din lemn, unde creștea un nuc mare. S-au ascuns de privirile indiscrete în spatele trunchiului copacului. Nadia și-a imaginat imediat că acum Grigorei ei va începe să sărute această blondă și nu a rezistat și a fugit la nuc pentru a afla ce se întâmplă acolo. Nadia a intrat în spatele copacului chiar în momentul în care soțul ei intenționa să o sărute pe interlocutor. Nadia a strigat imediat la Grigore, acuzându-le de infidelitate. Apoi femeia tânără s-a întors spre blondă, care a spus, cum îți este rușine. Are doi copii mici, iar tu te arunci la el. Nu-ți ajung bărbații liberi față fără rușine, acum îți smulg tot părul. Și cu aceste cuvinte, Nadia se pregătea să se apuce de părul necunoscutei, dar i s-a oprit calea de soțul ei, care a spus cu severitate, nu face scandal aici. Vrei ca oamenii să fie martori la certurile tale? Du-te acasă acum, iar eu voi veni puțin mai târziu. Ești în altă oamin. Mă alungi de acasă, ca pe o scurtă, și apoi te pregătești să stai. Nu mă duc nicăieri. Și să afle oamenii că ești un ticălos, una femeiat, te plimbi după femei, a rostit Nadia, ridicând tonul. Bărbatul a luat-o de mână pe soție și a dus-o după el, iar blondei i-a spus că o va suna mai târziu. Nadia încerca să-și rupă mâna pentru a-i da necunoscutei o palmă, dar Grigore o ținea strâns și o împingea doar înainte, ca să plece mai repede de acolo. De îndată ce soții s-au întors acasă, Nadia, ruptă de plâns, a început să-și înjure soțul. Ea-l numea pe el trădător, adulter, netrebnic. La toate acestea, mama tinerei femei, care nu a spus niciun cuvânt în timpul acestor certuri. Iar Grigore a ascultat o vreme cum țipa soția, apoi a spus, iritat, poate că este suficient să zguduiți aerul. Da, am o altă femeie și o iubesc. A venit aici pentru o perioadă scurtă de timp la bunica ei. Într-o săptămână, Svelana va trebui să se întoarcă. Mama ta a aflat deja. Așa că vreau să-ți spun că mă voi despărți de tine și nu trebuie să faci acum din țânțar armăsar. În viață se întâmplă ca dragostea să dispară, așa s-a întâmplat și cu mine. Ești încă tânără și vei găsi un alt bărbat. Nadia tăcea, nu putea să creadă că soțul ei a spus asta. Tânăra femeie credea că soțul ei va începe să se ceară scuze în fața ei și să spună că a comis o greșeală ireparabilă. Dar în schimb a auzit că Grigore vrea să o părăsească și să plece la acea blondă. Nadia a stat înmărmurită câteva secunde, apoi nu a rezistat și a izbucnit în plâns. Bărbatul nu a încercat să o liniștească pe soție, ci a ieșit din casă. La Nadia a venit mama ei și a mângâiat-o pe cap, ca pe un copil mic. De la acest contact, fica a plâns și mai tare. Acest lucru a continuat câteva minute, iar apoi mama a rostit, Nu te mai plânge, să plece în patru direcții. Noi două vom crește copiii tăi, eu încă nu sunt complet neputincioasă, voi continua să lucrez. Iar când Constantin va avea doi ani, îl vom da la grădiniță, iar tu îți vei găsi un loc de muncă. Mamă, nu vreau divorț. Îl iubesc pe Grișa și vreau să fiu cu el, să plece această capră și poate va uita de ea. Și totul va fi bine între noi, ca înainte, a spus Nadia printre lacrimi, care de fapt credea că încă se poate schimba ceva în această situație, dar doar cu condiția ca despărțitoarea să plece. După aceasta, Nadia și-a amintit de sfatul prietenei sale de a merge la baba. Tânara femeie s-a adresat mamei sale și a cerut bani. Mama a privit-o pe fică cu o privire tristă când a aflat ce sunt necesare banii, și a spus încet că dragostea nu poate fi vrăjită. Cu toate acestea, Nadia a început din nou să plângă, a început să implore să-i dea bani. Stăpâna casei a oftat cu amărăciune și a promis că va scoate banii de la bancă mâine și îi va da. Nadia a îmbrățișat-o cu bucurie pe mama ei în răspuns. Ea credea cu tărie că baba din cealaltă sată îi va ajuta cu siguranță. În curând a venit Grigore și și-a pus patul în sufragerie. Nadia a încercat să fie bâlândă cu soțul ei, dar soțul ei pur și simplu a ignorat-o. Tânăra femeie nu știa cum să-l influențeze pe persoana iubită și a încercat din nou să vorbească cu el, dar de data aceasta a început conversația fără țipete și insulte. Dragul meu, nu poți pur și simplu să pleci de la mine, suntem făcuți unul pentru celălalt. Înțeleg că ai avut poate un fel de stres și ai văzut această femeie. Dar acum ea va pleca și vom începe totul de la capăt, ca și cum această despărțitoare nu ar fi existat. Îți promit că nu voi mai aminti niciodată de asta. Ești o prostie. Am luat deja o decizie și pot spune mai mult că am depus o cerere de demisie la departamentul de personal. Acum te rog, lasă-mă, până nu-ți spun cuvinte urâte, a spus soțul cu iritabilitate. Tânăra femeie și-a strâns dinții pentru a nu începe să țipe din nou și a ieșit ascultător din sufragerie în camera copiilor. Abia aici a început să plângă înăbușit de amărăciune și umilință. Cu toate acestea, Nadia încă mai spera în ultimul șansă că o poate opri pe soțul ei cu ajutorul unui ritual magic. A doua zi a așteptat cu nerăbdare mama ei de la bancă și, de îndată ce a primit banii, s-a adresat vecinului ca să o ducă în satul vecin și să o aștepte acolo. Pensionarul a fost de acord să îndeplinească cererea Nadei pentru o anumită sumă de bani. Și, în curând, tânara femeie s-a așezat la baba, pe care o chema în sat Șegorovna. Bătrâna a ascultat-o cu atenție pe oaspete, iar apoi a cerut să-i dea palmă. Nadia i-a întins mâna cu îngrijorare, privind cum stăpâna casei îi studiază palma. Jegorivna a privit câteva minute linia vieții, iar apoi a spus, îți voi ajuta, dar doar nu ai nevoie de asta. Acum, totuși, va pleca de la tine, dar pentru o vreme îți voi da regulile ritualului pe care îl vei face singură. Trebuie să acționezi exact conform instrucțiunilor mele, iar despre ritual să nu spui nimănui, nici măcar mamei tale. Voi face tot ce-mi spuneți, a spus cu entuziasm Nadia și imediat a pus următoarea întrebare. Dar de ce ați spus că nu am nevoie de asta? Bătrâna a privit gânditoare pe vizitatoare și a spus cu glas lent, pe palmă am văzut că destinele voastre se împletesc, dar apoi se despart. Nu pot să-ți spun mai mult, dar acum îți voi spune cum să faci ritualul și îți voi da o foaie cu vraja. Jegorivna i-a comunicat tânei femei cum să efectueze ritualul. Iar după aceea, bătrâna a scris pe o foaie de caiet textul vrășii, pe care i-a întins-o. Nadia a scos banii și i-a întins stăpânei casei. Jegorovna a aprobat cu capul și a urat oaspetele tot binele. La întoarcerea acasă, Nadia era într-o dispoziție ridicată, știa că mâine va efectua ritualul dorit și totul va fi bine cu soțul ei. Iar seara aceleiași zile, tinerei femei a sunat prietena, care s-a interesat de amanta lui Grigorie. Nadia a confirmat că soțul ei are într-adevăr o amant. Margareta, când a auzit asta, a întrebat imediat: Ce vei face în acest caz? Nu-ți pot spune totul, dar tu mă vei înțelege. În general, am mers la Jegorovna, iar mai departe gândește-te singură. Oricum, nu voi renunța fără luptă la soțul meu acestei blonde, a spus ferm. Dar tu ești nebună, eu nu aș ierta niciodată o trădare când mă gândesc că persoana iubită mă sărută pe altă femeie, mi se face greață, a răspuns Margareta. Tu încă n-ai iubit, de aceea vorbești așa. Când vei întâlni o persoană fără de care nu-ți poți imagina viața, vei vorbi altfel, a spus tristă prietena. În ziua stabilită, la miezul nopții, Nadia a efectuat ritualul în deplină solitudine. A efectuat ritualul exact așa cum i-a spus Jegorovna. Și abia după aceea, tânara femeie s-a îndreptat spre odihnă cu un sentiment de ușurare. Au trecut puțin mai puțin de o lună. Grigore s-a ținut mereu departe de Nadia, dormea în sufragerie separat de soție și respingea cu totul toate încercările ei de a se apropia. Acest lucru o afecta foarte mult pe Nadia, dar ea a suportat, pentru că nu voia să înrăutățească situația. Toate acestea le vedea și mama tinerei femei, care nu aproba comportamentul fiicei sale. Și curând, Grigore a anunțat că pleacă și a început să-și strângă lucrurile. Nadia privea cu groază acțiunile soțului ei. Își amintea că Jegorovna i-a spus că soțul ei va pleca pentru o vreme, dar apoi se va întoarce. Dar, totuși, nu se aștepta la această plecare. Pentru ea a fost un șoc real. Femeia l-a prins pe Grigore de mâini, apoi s-a așezat în genunchi și a vorbit cu lacrimi în ochi. Te rog, nu pleca, nu mă părăsi. Nu îmi pot imagina cum voi trăi fără tine, sunt gata de orice, doar să fii alături de mine. Nu te umili, ridică-te imediat de pe genunchi. Nu-mi place să văd asta. Am vorbit deja despre asta și nu vreau să mai discutăm. Voi depune divorțul mai târziu, când fiul nostru va avea un an și când voi găsi un loc de muncă în oraș, voi trimite o anumită sumă de bani, ca să cheltuiești banii doar pentru nevoile copiilor, a spus bărbatul. Nadia a înțeles că în acest moment nu va putea să-și țină soțul cu niciun cuvânt. Ea s-a ridicat în silence de pe genunchi și s-a așezat în fotoliu. Acum îi dorea doar un singur lucru, ca Grigore să se răzgândească, să rămână cu ea și cu copiii, dar înțelegea că este imposibil. O perioadă de timp după plecarea soțului, Nadia umbla ca o somnoroasă. Ea ducea copiii la grădiniță în mod mecanic, gătea mâncarea acasă, făcea curățenie în casă. Mama Nadia a încercat să o distragă de la gândurile ei amare, dar încercările ei nu au dat niciun rezultat. Margareta, care venea des în vizită, vedea și ea că prietena ei suferea foarte mult din cauza plecării lui Grigore. Margareta întreprinde acțiuni, la fel ca mama Nadei, pentru a-și dezmorți prietena, și la fiecare întâlnire spunea, oprește-te din a te gândi la el, mai bine ar fi să te plimbi pe dealuri cu copiii, decât să stai și să oftezi asupra fotografiei unui trădător. A trecut atâta timp, iar el nici măcar nu s-a dat de știre. Nu s-a interesat de cum se descurcă copiii lui, iar tu te chinui din cauza lui. Uite cum ai slăbit, deja e înfricoșător să te uiți la tine. Margareta, nu trebuie să vorbești rău despre Grigore. Poate că eu sunt de vină că el a găsit o femeie pe lângă mine, răspundea prietena cu amărăciune. Cine vorbește acum prostii ești tu? Al tău Grigore este un bârfitor și nu-i pasă de tine deloc. Și nu mă convinge că el este un om bun. Hai să vorbim mai bine despre altceva, altfel o să explodez, a spus Margareta. Au trecut șase luni de când a plecat Grigore, iar Nadia l-aștepta în continuare pe iubitul ei, dar acum nu mai era în aceeași stare ca atunci când a plecat soțul ei. Tânăra femeie a început din nou să zâmbească mai des, să iasă cu copiii și să se plimbe pe stradă. Mama și prietena ei se bucurau de schimbările Nadiei. Ele credeau că Nadia a uitat în sfârșit de Grigore. Cu toate acestea, curând Margareta și-a dat seama că s-a înșelat. Între ea și prietena ei a avut loc o conversație, în care Nadia a spus brusc, „Ști, cred că nu mă voi mai căsători niciodată, pentru că am înțeles că sunt o monogamă. Vrei să spui că tu încă-l aștepți pe Grigore? Tu ești nebună, sincer, vei întâlni și tu un om care te va aprecia și te va respecta, a spus Margareta. Grigorie va mai apărea în viața mea, așa mi-a spus baba aceea, și de aceea-l aștept, a răspuns prietena în șoaptă și într-adevăr Grigore a apărut în mod neașteptat. S-a întâmplat când Constantin avea șapte luni. Bărbatul a venit cu un buchet imens de flori, o păpușă pentru fiică și o mașină pentru fiu. Nadia însă și a deschis ușa și, fără să spună nimic, l-a lăsat în casă. Grigoria a zâmbit și a întrebat dacă sunt fericit să-l vadă sau nu. Tânăra femeie a dat din cap și a continuat să-l privească pe iubitul ei. Atunci soțul s-a apropiat și a îmbrățișat-o pe fată, iar apoi a sărutat-o pe buze. Nadia a decis imediat să nu-i pună nicio întrebare soțului ei. Ea era pur și simplu fericită că s-a întors. Soacra lui, spre deosebire de fică, nu l-a întâmpinat cu prea multă bucurie. Stăpâna casei simțea o antipatie față de acest om și nu încerca să o ascundă. Iar când Margareta a aflat despre asta, I-a spus Nadei că nu este tocmai în regulă, că a interogat un ticălos. Între timp, tânăra femeie era fericită, deoarece bărbatul iubit era din nou lângă ea. Grigore nu a explicat nimic soției sale de ce s-a întors acasă. Bărbatul se comporta ca și cum nu ar fi plecat la altă femeie. Iar Nadia era chiar mulțumită de asta, deoarece nu dorea să știe toate subtilitățile relației soțului ei cu blonda. În curând, Grigore și-a găsit din nou un loc de muncă și viața a curs lin mai departe. Nadia îl întâmpina cu bucurie pe soț, încerca să fie întotdeauna primitoare cu el. Acum se bucura de fiecare zi. Au trecut trei luni de când Grigore s-a întors acasă. Și într-o zi a venit acasă gânditor de la serviciu. Nadia a observat imediat că soțul ei era agitat. Nadia l-a privit întrebător pe Grigore și tocmai voia să pună o întrebare, când bărbatul a șoptit, Hai să ne așezăm și să vorbim calm acum, doar să ne înțelegem imediat că nu vor exista cuvinte înalte și nu mă vei acuza de nimic. În general, azi m-a sunat Svelana și m-a rugat să mă întorc. Și am de gând să o fac. Înțelege că o iubesc încă pe această femeie și nu pot face nimic cu mine. Îmi dau seama că te rănesc din nou, dar așa s-a întâmplat. Nadia l-a privit pe soțul ei cu încredere pentru o vreme. Femeia s-a simțit rău, nu putea crede că situația se repetă din nou și din nou această urâtă Svelana i-a iubitul. De îndată ce Nadia s-a mai liniștit de vestea soțului ei, a șoptit, vrei să spui că te ai întors la mine doar pentru că ți-a dat papuci această pasiune a ta? Se pare că eu și Svelana ne-am certat foarte tare, și ea mi-a indicat ușa. Ce mi-a mai rămas de făcut? Apoi am sunat pe colegul meu de clasă din sat și am aflat că ești încă singură, așa că am decis să lipesc o vază spartă și să încerc să trăiesc cu tine de la capăt. Dar, după cum vezi, nu a funcționat, a murmurat Grigore. Cum ai putut să faci asta cu mine și cu copiii noștri? Cum poți să te întorci din nou la acea femeie după ce ai împărțit aceeași pat cu mine? Nu te înțeleg și înțeleg că niciun argument rațional nu te va opri a spus soția cu lacrimi în ochi. Bărbatul nu a răspuns, a continuat să-și strângă lucrurile în tăcere. În acel moment, mama Nadei s-a întors acasă, a văzut-o pe fiica ei plângând și pe ginere strângând o valiză. Stăpâna casei a înțeles imediat situația și a spus cu furie bărbatului, acesta este ultimul moment când pleci de aici. Chiar dacă Nadia te va ierta și te va vrea înapoi, eu nu te voi lăsa să intri nu am văzut niciodată un asemenea ticălos. În curând, Grigore a plecat, nu a spus nimic la revedere soției sale. Nadia era zdrobită, ea s-a retras din nou în sine. Mama ei o certa pentru lipsa de caracter, dar fiica nu spunea nimic în schimb. De fapt, nu-i plăcea să vorbească cu nimeni. Chiar și când a venit prietena ei, Nadia a rugat-o să nu înceapă subiectul lui Grigorie. Timpul a trecut și încet, încet, Nadia a început să se refacă după plecarea soțului ei. Femeia tânără, undeva în sufletul ei, încă mai spera că iubitul ei va reveni. Dar despre această speranță nu spunea nimănui, femeia făcea pe neamul că totul este bine. Când Constantin a împlinit doi ani, Nadia l-a dat la grădiniță și ea însă și-a plecat la muncă la o centrală termică. Margareta o certa pe prietena ei că s-a angajat la un loc de muncă atât de greu. Nadia a răspuns că, cel puțin, aici se plătește bine. Femeia tânără a ales în mod conștient să lucreze la centrală termică, deoarece în acel moment nu prea aveau destui bani. Grigore nu-i trimitea bani, deși promisese. În curând, Margareta s-a căsătorit. Nadia era fericită pentru prietena ei că, în sfârșit, și-a găsit fericirea în viața personală. Și literalmente în scurt timp, prietena i-a spus Nadei că va deveni mamă în curând. Când Constantin a împlinit trei ani, mama Nadei a murit subit de un atac de cort. Femeia tânără a suferit profund pierderea mamei sale. Înțelegea că acum va trebui să se bazeze doar pe propriile ei forțe. Nu mai era de unde să aștepte ajutor. Imediat după înmormântare, Nadia a decis să vorbească cu prietena ei. Îndată ce Margareta a venit la ea, femeia tânără a spus: Știu că ești deja o femeie căsătorită și în curând vei deveni mamă, și ai multe probleme personale, dar totuși mă asum riscul să te rog de ajutor. În general, am o mare rugăminte pentru tine, înțelegi, lucrez în schimburi și nu pot să mă descurc cu timpul să duc sau să iau copiii de la grădiniță. Așa că aș putea să te rog să o faci tu când nu pot. Nu-ți face griji, îți voi plăti, desigur, puțin, dar totuși nu pot să-mi pierd acest loc de muncă, plătește foarte bine. Ești idiotă sau te prefaci? Ce bani ai de gând să-mi dai? Desigur, o să-ți iau copiii de la grădiniță, dar doar când ai tura de dimineață, trebuie să vin mai devreme la tine. Dar știi, cred că ar trebui să-ți schimbi locul de muncă. Acolo nu toți bărbații rezistă, îți vei distruge sănătatea, iar tu ești încă o femeie tânără și frumoasă, a spus Margareta. Totul este în regulă, m-am obișnuit deja, îți mulțumesc foarte mult pentru ajutor, altfel m-aș fi stricat capul cu ce să fac cu copiii. Doar că când vei naște, nu știu cum voi rezolva această problemă, totuși vei avea un copil. Bine, nu voi intra cu capul înainte, a spus Nadia. În curând, Margareta a născut un copil și Nadia a încheiat deja un acord cu vecina ei, care era casnică. Avea patru copii ai ei. Lydia, așa se numea femeia, a fost de acord să aibă grijă de copii și să-i ducă și să i ia de la grădiniță. Nadia înțelegea că, dacă Margareta nu lua bani pentru asta, deoarece erau prietene, atunci vecinei trebuia să-i plătească măcar o mică sumă. Prin urmare, Nadia a discutat imediat cu Lydia despre sumă. Plata a fost moderată, ceea ce a încântat foarte mult femeia. Timpul a trecut și Nadia se pregătea să știa fiica în clasa întâi. Femeia se uita la Anastasia și o admira pe fetiță. În acel moment s-a gândit că fata seamănă totuși cu tatăl ei. Nadia și minte adesea de Grigore și în secret, când copiii dormeau, se uita la fotografii și plângea. Ea continua să-l aștepte. Și iată că Margareta a venit în vizită cu fiul ei. Margareta voia să vorbească serios cu prietena ei despre viața ei. Oaspetele a pus pe masă un tort mic și a rugat-o pe stăpâna casei să pună ceainicul. Nadia a zâmbit și a spus: Tu nu ești o străină aici, ai fi putut să o faci singură. Nu fi obraznică, vreau să mă simt astăzi ca acasă și să fiu pe deplin stăpână. Ascultă, până când vei fi ocupată doar cu munca și copiii. Trebuie să te gândești și la tine, nu vezi și nu știi nimic altceva în afară de centrala ta termică. Ce anume am ratat? A întrebat interlocutorul cu un zâmbet. Nu te mai tot eschiva, tu știi foarte bine despre ce vorbesc. Un prieten al soțului meu se interesează de tine și a întrebat de tine de mai multe ori. Hai să-i aranjăm o întâlnire cu tine, poate vă veți îndrăgosti și vei naște și mai mulți copii ce părere ai de propunerea mea? A spus cu voce misterioasă oaspetele, care, de fapt, dorea de mult timp să-și împrietenească prietena cu prietenul soțului ei. Oprește-te, te rog, te-ai hotărât să te faci măritată. Nu ți se potrivește deloc această rolă. I-am spus deja că iubesc o singură persoană, așa că prietenul tău nu mă interesează deloc. Dacă vei mai fi obraznică, o să te lovesc cu o lingură peste cap, a spus cu toată seriozitatea stăpâna casei. Chiar crezi că după atâta timp te gândești încă la Grigore? A întrebat nedumerită Margareta. Nu doar că mă gândesc, dar sincer, încă l-aștept. Ești o proastă, el a uitat de tine și de copii. De atâta timp nu a trimis niciun ban. Apropo, de ce nu ai depus încă divorțul? A spus indignată oaspetele. De aceea nu am depus că aștept. Că iubesc Grigore, a răspuns cu voce joasă interlocutorul. Margareta a înțeles că nu are sens să mai vorbească pe tema logodnașilor și, prin urmare, a schimbat subiectul pe 1 septembrie. Oaspetele s-a interesat dacă Nadia a pregătit totul pentru școală. Stăpâna apartamentului a arătat cu mândrie uniforma școlară și pantofi eleganti pentru fiica ei. Timpul a continuat să curgă și, iată, se apropia sfârșitul primului an de școală al Ancai. Nadia aștepta fiica de la școală și ce surpriză a fost când a văzut-o pe fetiță intrând cu un bărbat. Femeia s-a uitat la bărbat și a rămas șocată. Era Grigore. Nadia nu știa ce să spună. S-a uitat la fiică, care a exclamat fericită, mamă, nu sunt singură, am adus pe tata. M-a întâlnit la școală și mi-a spus că este tatăl meu. Cum îți place surpriza noastră? Grigorie a mângâiat-o pe fată pe cap, apoi s-a uitat la soția sa. El a văzut că femeia era șocată de apariția lui și, prin urmare, a așteptat să vorbească. Nadia nu a putut să se refacă din șoc mult timp. Ea avea o mulțime de întrebări pentru persoana pe care o aștepta de atâta timp, iar el a păruse ca din senin. Bărbatul nu a rezistat unei pauze lungi și a spus, poate că măcar ai ceva de spus. Ce ar trebui să spun? De exemplu, că sunt fericită să văd persoana iubită, a spus cu un zâmbet Nadia. Nu glumi, spunem pentru ce ești aici. Am venit la familia mea, am copii aici, a spus bărbatul. Nadia i-a cerut fiicei sale să meargă în camera ei și să nu-i deranjeze pe adulți. Anastasia nu a obiectat și a îndeplinit cererea mamei sale, iar între timp Grigorie, de îndată ce au rămas singuri, a mers repede la soția sa, a îmbrățișat-o și a sărutat-o pasional pe buze. Femeia a simțit imediat că nu mai este interesată de ce și de ce soțul ei a acum. Ea voia doar ca Grișa să continue să o sărute. Doar după ceva timp, bărbatul a lăsat-o pe femeie, și apoi a spus cu bâlândețe că acum a venit pentru totdeauna și nu va pleca niciodată de aici. Nadia voia să pună o întrebare, dar apoi s-a răzgândit, pentru că soțul i-a spus că a venit pentru totdeauna și nu are sens să scormonească în trecut. Margareta a aflat despre sosirea lui Grigorie, și a sunat imediat prietena ei, și a început să o certe pe prietenă. Nadia o asculta pe Margareta cu un zâmbet, acum nu-i păsa ce va spune interlocutorul. Pentru ea era important ca iubitul ei să fie alături de ea. Între timp, Margareta o certa cu sarcasm. A venit, a îmbrățișat, a sărutat și tu ai pus botul, da, unde este mândria ta? Unde este garanția că în câteva săptămâni nu va dispărea din nou? Îl va chema acea blondă și îi va spune, iartă-mă, dragă, dar nu te iubesc și va dispărea din nou pentru câteva luni. Pornește-ți creierul până nu e prea târziu sau apoi vei plânge cu lacrima mare. Oprește-te să-mi citești predici, mai bine bucură-te pentru prietena ta că s-a simțit din nou ca o persoană fericită. Nici măcar nu-ți poți imagina cât de fericită sunt acum. Nu am cuvinte pentru a transmite ce se întâmplă în sufletul meu, a spus prietena. În cele din urmă, a avut loc o conversație între Grigorie și soția sa. Nadia a pus pur și simplu soțului ei o întrebare: dacă el este sigur că nu o va părăsi niciodată pe ea și pe copii. Bărbatul a râs și a răspuns că acum îi aparține doar ei, precum și soțul a informat că va lucra în regim de tură. Nadia s-a încruntat și a întrebat de ce nu se poate angaja din nou la locul de muncă anterior. Grigori a explicat că salariile sunt relativ mici aici în comparație cu orașul. Apoi, soțul a întrebat despre economiile soacrei. Această întrebare a îngrijorat-o puțin pe Nadia, dar s-a certat imediat pentru gândurile sale negative și a răspuns că există doar jumătate din aci bani și că nu îi atinge. Grigori nu a mai pus întrebări pe această temă, ceea ce a bucurat-o pe femeie. A trecut o lună de când a venit capul familiei. Nadia strălucea de fericire. Chiar și Margareta a observat că prietena ei părea că a înflorit. I-a spus asta direct prietenei ei. Deși nu am încredere în soțul tău ratat, dar sosirea lui ți-a făcut de fapt bine. Nici măcar nu m-am așteptat să te poți schimba atât de mult dintr-o dată. Ai grijă doar ca gris ca să nu-ți mai facă rău. După încă câteva săptămâni, Grigori a vorbit despre plecarea sa iminentă la serviciu. Nadia a acceptat cu tristețe această veste și a încercat să-și convingă soțul să-și schimbe locul de muncă, dar Grișa a refuzat această propunere. Apoi a îmbrățișat-o pe soție cu tandrețe și a spus, mă voi duce doar pentru o lună și promit că te voi suna des și mă voi interesa de treburile tale. Nici măcar nu vei avea timp să-mi fi dor, că voi fi din nou să te sărut și să te îmbrățișez. Nu te-ai dus încă, deja mi-este dor de tine, a spus soția. Păi bine, asta înseamnă că întâlnirea va fi fierbinte peste o lună. Știi, dragă, vreau să discut despre bani. Nu-mi poți împrumuta niște bani pentru o lună. Când mă voi întoarce de la șantier, ți voi returna. Nu mă întreba doar de ce îmi sunt necesari acești bani. Vreau să-ți fac o surpriză, mă crezi. A spus bărbatul cu tandrețe. Dar acești bani îi țin pentru zile negre, ca și înainte. Mama, nici măcar nu știu ce să-ți răspund la asta. Bine, uită-te, mă descurc cumva singur, a spus bărbatul și a mers în liniște în bucătărie din sufragerie. Așteaptă, bine, îți voi da acești bani mâine, dar mi-ai promis că îi vei returna, a spus femeia, care a înțeles imediat că dispoziția soțului ei s-a deteriorat după refuzul ei. Grigori, de îndată ce a auzit că soția îi va da bani, s-a întors imediat la ea și a îmbrățișat-o, apoi a mulțumit în liniște la ureche. Nadia nu a întrebat unde avea nevoie soțul ei de suma respectivă. Ea avea încredere de plină în el. Curând, Grișa a plecat, iar Nadia, așa cum promisese, i-a dat economiile mamei sale decedate. La despărțire, bărbatul a promis să sune în două zile și, de asemenea, a cerut soției sale să-i fie fidelă. La această frază, Nadia a râs și a spus că nu are nevoie de nimeni în afară de el. Au trecut câteva zile, iar Grigori nu a sunat. Nadia nu-și găsea locul, în gândurile ei se întreba ce ar fi putut să se întâmple cu persoana iubită. Femeia a așteptat încă câteva zile și s-a adresat poliției cu o declarație că soțul ei a dispărut. Investigatorul a interogat-o pe femeie în detaliu și a spus că este prea devreme să se îngrijoreze. Dacă bărbatul a plecat la muncă, este posibil ca telefonul să-i se fi furat și pur și simplu nu-și poate aminti numărul soției sale, așa că nu sună. De asemenea, omul în uniformă a sfătuit-o să aștepte până când tura se va termina. Nadia a ieșit din poliție într-o dispoziție proastă și s-a îndreptat spre prietena ei pentru a vorbi cu ea despre Grigori. Margareta a ascultat cu atenție întreaga poveste despre cum a plecat soțul prietenei ei și abia atunci Nadia a spus că i-a dat soțului ei bani. Margareta a privit-o pe oaspete ca pe o nebună și a spus, poți să te despărți atât de bani, cât și de iubitul tău. Nu cred în tura lui, trebuia să-ți sune în ziua următoare că a ajuns în oraș și că totul este în regulă, dar nu a făcut-o, iar tu îl cauți cu poliția, doamne, când te vei mai înțelege. Pare că ești mama a doi copii, dar nu ai niciun ban. Margareta, așa este, că Grigori avea bani și ar fi putut să se întâmple ceva cu el din cauza lor. Bine, nu te mai îngrijora, îl vor găsi pe iubitul tău la o doamnă cu păr blond. Totul va fi bine cu Grigori, doar spune-mi, dacă te-a părăsit, îl vei ierta din nou și îl vei accepta, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Prietena a murmurat în liniște, nici măcar nu îndrăznesc să cred că Grigori ar putea face asta, așa că nu pot răspunde la întrebarea ta. Cu câteva zile mai târziu, Nadei i-au sunat din poliție și i-au spus că soțul ei este în regulă și locuiește în oraș. Femeia era fericită că soțul ei este bine, dar nu putea să înțeleagă de ce Grigori nu-i sună. I-a pus aceeași întrebare și prietenei ei. Margareta a privit-o cu o expresie întunecată pe față și a spus, te-a înșelat, a venit aici bâlând, pufos, ți-a spus câteva cuvinte dulci tu ai topit, deși mint, tu tot ai suferit după el. Iată că Grigori a profitat de sentimentele tale, a cerut bani și a dispărut și a uitat să-și lase numărul de telefon mobil. Soțul tău este un șmecher, îmi este chiar frică să comunic cu o astfel de persoană, sincer. Crezi că Grigori m-a înșelat, a întrebat Nadia cu voce stinsă. Nu cred, ci sunt sigură. Tu însă și gândește-te, de ce nu-ți dă niciun semn până acum. Și termenul turei sale a expirat deja, așa că unde se tot plimbă? Îmi fac deja concluzii despre acest om. Înțeleg că dragostea este oarbă, dar aici este deja un nonsens. Să jefuiești propria soție și copii este ceva de neimaginat, a spus Margareta, indignată. Nadia s-a întors acasă, complet epuizată. Nu voia să creadă cuvintele prietenei sale, dar faptul era că Grigori locuia liniștit în oraș și nu se grăbea să apară. Femeia era obosită, s-a așezat în fotoliu și a izbucnit în lacrimi de supărare. De dragul lui Grigori, ea era gata să facă orice, iar el, se pare, a profitat din nou de ea. Au trecut câteva luni, dar Grigori nu a apărut și nu a sunat niciodată. Nadia nu mai știa dacă și aștepta soțul înapoi sau nu. Femeia trăia pur și simplu pentru muncă și copii. Acum avea o singură țintă, să se asigure că fiul și fica ei nu aveau nevoie de nimic. Și iată că Constantina a mers deja în clasa întâi, Nadia își dădea seama clar că, pe măsură ce copiii cresc, cheltuielile lor cresc și, prin urmare, ea a decis să semene grădina nu parțial, ca înainte, ci complet. Nadia voia să facă mai multe conserve pentru a le vinde în weekend pe marginea drumului. Această idee a găsit-o în ziar. Nadia și-a împărtășit planurile cu prietena ei Margareta. De îndată ce a aflat despre ele, Margareta a început să-și certe prietena, spunând, cu ce parte a corpului gândești. Ai deja o muncă grea, iar acum vrei să te apropii de grădină. Deloc nu te gândești la tine, da, înțeleg că nu poți câștiga toți banii, dar copiii tăi sunt îmbrăcați și încălțați numai rău decât alții, așa că nu merită să-ți subminezi sănătatea. Nu vreau ca Constantin și Anastasia să fie îmbrăcați numai rău decât alții, vreau ca ei să fie îmbrăcați mai bine decât alții și să nu-mi fie milă de mine că sunt o femeie singură și îmi duc greu sfârșitul. A spus Nadia, cu voce stinsă. Știi, sincer, sunt uimită de gândirea ta poți astfel să-ți răsfățai copiii. A spus Margareta, care, de fapt, era supărată pe prietena ei pentru că nu se gândea la ea. Și iată că a venit vara. Nadia petrecea tot timpul liber în grădină și în acea zi, femeia seara planta răsaduri pe paturi. Cum, dintr-o dată, a auzit cum o striga pe nume un bărbat din spatele cardului. Nadia și-a ridicat capul și l-a văzut pe Grigori. Femeia s-a îndreptat cu fermitate către bărbatul care zâmbea senin. Nadia s-a apropiat încet de Gard, a dat din cap în semn de salut și a întrebat ce mai voia Grigori în acele locuri. Soțul a răspuns în șoaptă că trebuie să vorbească. Nadia, în schimb, a zâmbit și a spus: "Cred că pentru asta a fost timp, dar a fost pierdut, așa că nu prea avem de ce să vorbim." Așteaptă, nu trebuie să te grăbești să judeci. Pot să-ți spun de ce am făcut asta? Poate mă vei înțelege. Doar tu m-ai înțeles mereu, sincer. Dăm voie să trec în curte, ca aici, la gard, e cam incomod să stăm, iar tu totuși ești încă soțul meu, a spus soțul. E adevărat că sunt soția ta legală, dar asta e greșeala mea. Iată că vine următorul weekend și mă voi duce la primărie să te despart de mine. Dacă ai venit să cer mai mulți bani, pot să-ți spun că nu am. Iar ce altceva te-ar putea aduce aici? Nu-mi spune că e vorba de dragoste. Am crezut în tine de mai multe ori, dar acum, recent, totul s-a stins, a spus femeia calm. Da, stai puțin, să vorbim ca niște oameni civilizați. Nu ne că te-am înșelat, dar aveam nevoie de bani. Mă voi angaja și-ți voi returna banii iar acum am venit la tine și la copiii noștri, că toți sunteți familia mea, nu am pe nimeni altcineva. Mama a murit anul trecut, iar cu fratele meu nu mai vorbim. Spunem unde să mă duc într-o situație dificilă, dacă nu la soția iubită, a spus Cricori. Se pare că i-ar te-a dat afară Svelana, nu am uitat, și ai decis să vii la mine pentru o vreme. Așa că iată că această casă este închisă pentru tine pentru totdeauna, a spus femeia de unde ai dedus că am fost cu Svelana? A spus Grigori, posomorât. Oprește-te cu minciunile. Chestia e că eu chiar m-am îngrijorat că ți s-a întâmplat ceva. Știi că am dat în urmărire, mi s-a spus că ești în viață și sănătos. Dar știind că te caut, nici măcar nu te-ai sinchisit să faci un telefon. Așa că am decis să aflu ce mai faci de la același coleg de clasa al tău, de la care te-ai interesat de mine. Iar el mi-a spus că locuiești cu Svelana, așa că, cum îți place să spui, nu vom face acum circ, înțelegi, am crescut puțin. Și-ți pot spune încă un lucru, că inima mea ai lăsat ruine. Nici măcar nu voi ascunde că continui să te iubesc, dar în același timp îți spun ferm că nu voi locui cu tine. Mi-e mai ușor să merg singură prin viață, când te bazezi doar pe tine. Și cred că nu ar trebui să continuăm această conversație, de exemplu, nu am chef și am treburi pe cap. Spre deosebire de tine, eu îmi câștig banii prin muncă cinstită, ei fură, a spus femeia, apoi s-a întors și s-a îndreptat spre grădină. Grigori a strigat o penadia de câteva ori, dar ea nu s-a mai întors spre el. Bărbatul a stat câteva minute, spera că acum femeia se va întoarce la el și îl va lăsa să intre. Cu toate acestea, Nadia a continuat să planteze răsaduri, fără să se întoarcă. Grișa a scuipat cu furie și a plecat. Iar Nadia a mai lucrat puțin în grădină, apoi a mers acasă, unde o așteptau copiii. Nadia i-a mângâiat pe copii pe cap și a spus că acum va încălzi mâncarea și vor lua cină. De îndată ce femeia i-a hrănit pe fiul și pe fica ei, a sunat-o pe prietena ei și a povestit despre vizita lui Grigori. Margareta a ascultat-o pe prietena ei în tăcere, fără a pune întrebări suplimentare. Și când a auzit că prietena ei i-a dat de la cart soțului ei, a izbucnit în exclamații de bucurie și a spus: Nu-mi vine să cred că ai putut să faci asta, dacă ești sinceră. Pentru tine, Grigori era ca o ființă sacră, iar tu i-ai dat de la cart. Nu te teme, că și-a fost afectat foarte mult orgoliul. Nici nu pot să-mi imaginez cum i s-a tras fața când a auzit de la tine un refuz. Nu știu ce era pe fața lui. Probabil că m-am trezit după un somn lung. Acum este important pentru mine să divorțez, iar restul nu contează. Mai mult, nu mai vreau ca Grigori să apară în viața mea. A spus interlocutorul în șoaptă. După conversația cu prietena ei, Nadia a oftat ușurat i s-a făcut cumva mai ușor pe suflet. Femeia a înțeles că, dându-i de la gard soțului ei, a aruncat un fel de povară invizibilă de pe umeri, care a apăsat foarte mult tot timpul ăsta. Nadia spera foarte mult ca soțul ei să nu mai vină, dar Grigori a mai vizitat-o de câteva ori. Bărbatul a rugat-o pe femeie să-și schimbe decizia, menționând în același timp că au copii împreună, care au nevoie de tată. Nadia l-a ascultat pe Grișa Calm, apoi cu un glas egal a spus că călătoria lor comună prin viață s-a încheiat și nu va mai exista întoarcere. Femeia, de fapt, dorea ca acest om să dispară din orizontul ei pentru totdeauna. După un timp, Nadia a depus cerere de divorț. A făcut-o cu inima ușoară și, când a primit certificatul de divorț, a propus să sărbătorească acest eveniment cu prietena ei. Margareta a acceptat cu plăcere. Au trecut zile, luni, ani. Nadia a continuat să lucreze la centrală termică, să se ocupe de grădină și, în weekend, dimineața de vreme, să ia o geantă cu conserve și să meargă pe bicicletă la autostradă, unde își expunea mâncărurile într-un coș. Femeia a avut chiar și clienți fideli care se înțelegeau cu ea pentru o anumită conservare pe viitor. Margareta vedea cum Nadia se străduia să câștige bani cu orice preț, fără să-și cruțe sănătatea. Prietena era supărată că prietena ei nu se gândea deloc la ea. Și într-o zi, venind în vizită la Nadia, a spus din nou: De ce lucrezi singură în grădină? La tine, uite, Anastasia are deja 16 ani, și Constantin nu e mic, de ce nu-i obligi să lucreze? Se cresc ca niște consumatori. Eu văd că Anastasia nu te ajută deloc, deși e fată. Ce o să se întâmple dacă te îmbolnăvești? cui va fi mai ușor atunci. Margareta, nu înțelegi cum. Copiii au învățat un an întreg, sunt obosiți de toată această agitație, au nevoie să se refacă în timpul verii, iar eu să-i oblig să muncească. Anastasiei și Constantin le va mai fi de muncă mult în viitor, iar acum să se bucure de o copilărie normală, a spus Nadia. Da, nimeni nu spune că trebuie să le iei copilăria, dar eu îți explic că trebuie să-i implici și în muncă. Uită-te, ei acceptă totul de la sine, că tu ești mereu la centrală, la grădină, cu conservele pe autostradă. Câteva ore de muncă nu le vor face rău. Eu pe fiul meu îl oblig să mă ajute la treburile casnice, a spus Margareta. Păi, probabil că-ți place să vii mereu să mă înveți. Hai să schimbăm subiectul, tu-ți crești copiii cum vrei, iar eu așa, a răspuns femeia din casă. Când Anastasia a intrat în clasa a 11-a, Nadia și-a rupt spatele și a stat internată în spital o lungă perioadă de timp. Cea mai frecventă vizitatoare a ei a fost Margareta, care îi aducea mâncăruri gătite acasă. Nadia, de îndată ce prietena ei venea, o întreba dacă fusese la ei acasă. Margareta, reținându-și furia, răspundea că da, că fusese. Nadia întreba cum se descurcau copiii, Prietena nu a mai rezistat și a spus, spune-mi, de ce fiul și fica ta nu te sună? De ce mă tot întrebi? Am sunat-o pe Anastasia de câteva ori, dar mereu spune că are treabă și că nu are timp să stea de vorbă. Constantin a răspuns și el la fel ca sora lui. Mă îngrijorez doar că nu au ce mânca acasă, că nu sunt acolo. Nadia a rostit tristă lângă ea copilului tău, Anastasiei, iar prinde bine să se gândească mai puțin la băieți și mai mult la școală. Ieri am fost la tine acasă și ce am văzut pe perete. Dar Constantina a adus o întreagă ceată de băieți și a făcut un dezastru. A trebuit să-l cert, dar nemernicul a început să-mi vorbească urât. Ambiabia m-am abținut să nu-l bat cu cureaua. Nu te supăra, prietenă, dar spun ce cred, a spus prietena ei. Constantin are 13 ani, este în perioada de tranziție, așa că trebuie să-l înțelegi. Tu ești gata să-l iei imediat la bătaie. Cu abordarea ta în creșterea copilului, poți face din el un moralizator. Nadia a rostit. Nu ai putea spune o prostie mai mare. Ori ne certăm acum, ori se va întâmpla altceva, a spus prietena ei iritat. În curând, Nadia a fost externată. A luat concediu de odihnă plătit la serviciu pentru ca organismul să-i revină complet. Anastasia nu a fost foarte încântată de decizia mamei ei și a spus asta direct. Nadia a privit-o pe fica ei cu furie și a rostit brusc: Nu te-ai gândit că dacă o să muncesc ca sclavii pe Volga, apoi nu voi mai putea lucra deloc. Și atunci cheltuielile cu tot felul de rujuri și bijuterii vor scădea de câteva ori, iar tu nu vei mai putea arăta ca înainte. Atunci mă voi căsători cu un tată bogat. Astfel voi rezolva problemele cu banii. Acum este ușor să găsești un umb cu un portofel gras. Principalul lucru este ca figura să nu se îndoaie și să ai un chip de păpușă, iar eu le am pe toate la mine, așa că nu-mi este frică de sărăcie, a spus Anastasia cu un ton oarecum capricios. De multă vreme te gândești la o astfel de soartă. Nu-ți pasă de dragostea pentru om. Ești dispusă să te vinzi în sclavie pentru bani mari? A rostit mama, nedumerită. Nu văd nimic rușinos în asta. Iată, din dragostea ta nepieritoare, ce ai obținut, pot să-ți spun. Ai devenit mamă singură, care nici măcar nu primește pensie alimentară și trăiești de la salariu la salariu, iar eu nu vreau să trăiesc așa, a spus Anastasia. Dar să vedem cum vei trăi, a răspuns mama. După această conversație cu fiica ei, Nadia s-a gândit. Femeile au rămas cu un gust neplăcut. După conversația cu Anastasia, Nadia și-a dat un jurământ că va vorbi mai des cu fiica ei pe astfel de subiecte. După ceva timp, Nadia a revenit la muncă. A revenit la stilul de viață obișnuit, la această muncă la epuizare. Femeia nu se plângea deloc că trebuia să muncească atât de mult ea credea că, dacă le-a dat copiilor viață, atunci are datoria de a le oferi tot ce este mai bun. Când Anastasia a intrat în clasa 11 -a, Grigorie a reapărut în viața Nadei. Femeia se uita la fostul ei soț și nu putea înțelege ce vrea de la ea acest om, care lipsise atât de mulți ani. Între timp, Grișa a spus că acum vrea să aibă legături cu copiii. Nadia a ridicat din numeri și a spus că trebuie să întrebe pe Anastasia și pe Constantin dacă doresc să comunice cu el. Bărbatul a cerut permisiunea de a intra în casă. Dar fosta soție i-a dat imediat de înțeles că nu-l va lăsa să intre mai departe decât până la poartă. În acel moment, Anastasia a venit la ei, uitându-se nedumerită la bărbatul necunoscut. Nadia a zâmbit fiicei sale și a spus, Anastasia, lasă-mă să-ți prezint tatăl tău. Fata a privit acum cu antipatie la om și a întrebat cu aroganță ce vrea bărbatul acolo. Grigorie a vrut să o îmbrățișeze pe fiică, dar ea l-a împins înapoi și a spus, nu îndrăzni să mă atingi cu mâinile tale, ce cauți aici? Mie, de exemplu, mi-a fost foarte bine fără tăticu. Dacă ți-ai adus aminte că ai o fiică, atunci poți acum să uiți imediat de asta. Așa va fi mai ușor pentru toată lumea. Ce vorbești? Eu sunt tatăl tău și am avut motive întemeiate să fiu absent. Am fost în închisoare și am fost eliberat recent și imediat la voi, a spus Grigorie. Nu-mi pasă unde ai fost. Tu și mama mea sunteți exact la fel. Tată nu plătești bani pentru copii, iar mama din mândrie nu cere pensie alimentară, a spus Anastasia cu asprime. Nadia nu se aștepta la o astfel de replică din partea fiicei sale, și pentru o clipă chiar amuțește. Apoi femeia a cerut fiicei sale să-și ferească limba. Fata a ridicat capul și a intrat în casă. Grigoria a zâmbit doar după fiică și a spus în șoaptă, bine că ai crescut copii, să vedem când propria mamă se va exprima așa despre propria fiică. Îmi imaginez ce va spune Constantin la întâlnire. Dumnezeu să te ierte, Grigore, nu ai ce căuta aici. Nu cred că fiul va fi fericit să-și vadă tatăl care l-a abandonat încă din copilărie. Te rog pur și simplu să dispar din viața mea. Nu te deranjezi să trăiești, așa că nu-mi deranja tu viața, a spus femeia cu o voce răgușită. Dar ce se întâmplă cu dragostea ta pentru mine? Mă amintesc că la ultima conversație mi-ai spus-o cu o batjocură, a spus Grigorie. A fost de mult, totul a fost uitat și nimic nu se poate întoarce. Acum visez doar la un singur lucru, ca să pleci. Mi se pare că nu ți-am făcut nimic rău, comportă-te de data aceasta ca un bărbat și pur și simplu pleacă, a spus cu voce scăzută stăpâna casei. Bine, nu te voi deranja niciodată din nou. Îmi pare rău pentru toate, a spus bărbatul. Apoi s-a întors brusc și a plecat pe drumul său. După această vizită, Grigorie nu a mai apărut de fapt în viața fostei soții. Nadia, după plecarea lui Grigorie, a intrat în casă și imediat s-a adresat fiicei sale. Mama i-a cerut Anei să-și explice comportamentul pe stradă. Fata a spus cu aroganță mamei sale că a spus ce credea în realitate. Nadia s-a apropiat de fiica ei și a întrebat în șoaptă. Da, nu am vrut să iau pensie alimentară de la Grigorie, pentru că cred că dacă o persoană vrea să-și ajute copiii, atunci ar trebui să-și exprime dorința. Nu să acționeze sub presiune. În acest caz, tatăl vostru nu a vrut să vă ajute, iar eu nu voiam să-l forțez și nu trebuie să mă acuzi de asta. Fiecare omare propriile principii. După această conversație scurtă cu fica ei, Nadia a observat că relațiile lor au devenit tensionate. Dacă mai înainte mama cerea ceva de făcut în casă, fata, chiar dacă nu întotdeauna, îndeplinea cererea, dar acum Anastasia percepea totul ca pe o provocare. Nadia nu înțelegea de ce nu putea găsi un limbaj comun cu fiica ei. Femeia a sunat-o pe prietenă și a povestit despre problema ei. Margareta a ascultat-o pe prietena ei, iar apoi a spus că prietena ei este singura vinovată că Anastasia se comportă așa. Nadia a întrerupt-o pe interlocutor și a cerut-o să o ajute să înțeleagă situația, nu să caute vinovați. Margareta a înțeles imediat că prietena ei se simte cu adevărat rău din cauza relației cu Anastasia, așa că a spus: Hai să încerc să vorbesc cu ea, poate o voi face mai bine, nu voi fi drăguță, voi spune cum este în realitate. Așteaptă, acestea sunt încă flori, iar fructele vor veni mai târziu. Tu, cel puțin, acum fi mai strictă cu fiul tău, căci și el crește năbădăios. Iarăși mă învinovățești pentru tot, dar nu te-ai gândit că am fost mamă și tată pentru copiii mei și în același timp a trebuit să muncesc din greu pentru trei, ca să nu-mi fie copiii lipsiți de nimic, a spus cu lacrimi în ochi Nadia. Deci, nu face pe victima. Voi vorbi cu Anastasia. Nu promit că o voi face astăzi, dar sigur mâine. Și nu fi supărată, Vom trece peste asta, a răspuns prietena. Margareta s-a întâlnit cu Anastasia și, fără niciun fel de introducere, a întrebat-o pe fată de ce se comportă atât de nepoliticos față de mama ei. Anastasia a spus cu aroganță că nu va discuta astfel de subiecte cu străini. Margareta s-a uitat surprinsă la fată, apoi a întrebat indignată pe cine îl consideră străin. Anastasia, cu un aer provocator, a răspuns. Ce este de neînțeles? Desigur, tu, mătușă Margareta. Se pare că te consideri foarte adultă dacă îmi spui astfel de lucruri. Și nimic, că eu însumi ți-am șters cândva nasul. Uite cum vorbești. Eu nu sunt mama ta, nu mă voi fi să-ți fac fața frumoasă de neagră și tot curajul tău va dispărea imediat, a spus Margareta, care abia se abținea să nu-i dea o palmă fiicei prietenei ei. Anastasia în acel moment stătea și se uita batjocoritor la prietena mamei. Fata nu spunea nimic, era interesată să vadă ce va face mai departe Margareta. Femeia parcă ar fi înțeles că Anastasia o provoacă în mod deliberat, a spus cu severitate. Nu știu ce vrei să obții, dar să știi că îți voi transforma viața în iad dacă o vei chinui pe mama ta. Mama ta se chinuie să vă crească, iar tu o mulțumești așa. Nu ești un copil mic și ar trebui să înțelegi că dai un exemplu oribil fratelui tău despre cum să se comporte cu mama. Te rog să-ți revizuiești comportamentul. Nu-i voi spune mamei despre conversația noastră și nici tu nu ar trebui să o faci, deși alegerea este a ta. Margareta nu știa dacă discursul ei a ajuns la fată, dar își dorea foarte mult ca Anastasia să înțeleagă măcar puțin că nu trebuie să se comporte așa cu mama ei. Femeia credea sincer că după această conversație fata nu va mai fi atât de desfidătoare cu mama ei. Anastasia, după conversația cu Margareta, a acumulat furie împotriva mamei sale. Ea credea că tocmai mama ei a cerut prietenei ei să aibă o conversație cu ea într-un asemenea ton. Fata, după conversație, a devenit mai reținută, dar a încercat să evite contactul cu mama ei. Nadia a încercat să-și câștige din nou afecțiunea fiicei sale. Ea vedea că Anastasia nu mai este nepoliticoasă, dar în același timp se comporta distant. A trecut un an școlar. Și Anastasia se pregătea imediat să plece în oraș pentru a intra la colegiu. Nadia, înainte de plecare, i-a cerut fiicei să fie atentă și să nu-și piardă capul. Anastasia a ascultat cu indiferență sfaturile mamei sale și, înainte de a se urca în autobuz, i-a spus mamei. Cât de fericită sunt că plec de aici! Totul mi-a ajuns la cap și voi încerca să nu mă mai întorc niciodată aici. Fică, și eu! Nu vei fi dornică de mine! a spus dezorientată Nadia. Nu știu, acum vreau doar să scap de aici și să trăiesc după propriile mele canoane, când nimeni și nimic nu-ți spune și nu-ți dictează politica ei, a spus cu hotărâre Anastasia. După aceea, fata nu i-a mai dat nimic de spus mamei, ci a sărutat-o rapid pe obraz și s-a îndreptat rapid spre autobuz. Nadia și-a șters în tăcere lacrimile și și-a dorit mental fiicei sale o călătorie fericită. Femeia spera că Anastasia va găsi cu siguranță fericirea și o va vizita în curând. A trecut o lună de când Fica Nadei a plecat, femeia a sunat-o pe Anastasia de câteva ori, dar ea răspundea din când în când și spunea cu câteva cuvinte că totul este în regulă cu ea. Aceste câteva răspunsuri nu erau suficiente, ea voia să știe totul în detaliu, dar Fica ei, după ce a spus câteva cuvinte, se deconecta imediat. A trecut un an de la plecarea Anastasiei, timp în care doar Nadia i-a sunat pe Fica ei. Ea se îngrijora foarte mult de Anastasia. Margareta a văzut că prietena ei se chinuie din cauza acestui lucru și a încercat să o sprijine cât mai mult pe prietenă. În curând, Anastasia însă și-a sunat-o pe mamă și i-a anunțat că se căsătorește. Nadia nu știa cum să reacționeze la această știre și a întrebat doar fiica ei. Iubește acest om. Nu glumi, ce fel de dragoste este asta? El are bani și este gata să-mi pună totul la picioare. Mă enervează doar faptul că vrea neapărat să-mi ceară mâna de la tine. Am vrut să-l conving, dar marele, așa-l cheamă, nu în niciun caz, așa că va trebui să ne întâlnim și am o rugăminte pentru tine, ca să nu mă dezamăgești, a spus Anastasia. În ce sens nu te-am dezamăgit? a întrebat nedumerită Nadia, care de fapt nu a înțeles expresia. În sensul cel mai direct, nu-i pune lui Marat întrebări inutile și pregătește ceva gustos, ca să nu fie rușine să ne așezăm la masă, a spus iritat fata. Nadia a fost fericită de acest apel și, în același timp, a simțit amărăciune. Femeia era fericită că fiica ei a sunat o singură. Iar supărarea a fost din cauza faptului că Anastasia se căsătorea fără sentiment de dragoste. Nadia era foarte dor de fiica ei și a decis să vorbească cu ea despre căsătorie când va veni acasă. În curând, Anastasia a venit împreună cu logodnicul ei într-o mașină albă în sat. Nadia, cu această ocazie, a pregătit o rață umplută cu ciuperci și cartofi. I-a scos murăturile ei, a copt un tort. Femeia a invitat-o și pe prietena ei cu soțul și copilul în acea zi. Anastasia, de îndată ce a intrat în casă, a examinat critic masa și s-a strâmbat ușor, ceea ce nu a scăpat atenției Margaretei. Iar Marat, spre deosebire de iubita sa, a apreciat masa festivă și a lăudat-o imediat pe viitoarea soacră pentru abilitățile sale culinare. Nadia a fost flatată de laudele tânărului. Cunoașterea a decurs într-o atmosferă primitoare dacă nu se ia în considerare faptul că Anastasia i-a spus mamei ei pe furș că mâncărurile erau sărăcăcioase și că e rușine în fața logodnicului ei pentru asta. Nadia a fost zdrobită de remarca fiicei sale și abia a reținut lacrimile. Gospodina casei a fost calmată de Margareta, care a cerut să nu se acorde atenție cuvintelor Anastasiei. Și în curând Marat a luat cuvântul și s-a adresat Nadei. Vreau să mă căsătoresc cu fica ta și cer binecuvântarea ta pentru Uniunea noastră. Ce vei răspunde? Ce pot spune? Aici totul depinde de Anastasia. Dacă te iubește tânăr, atunci sfatul tău este da, dragoste cu un zâmbet, a spus Nadia, căreia tânărul i-a plăcut. Desigur, sunt de acord, dacă aș fi împotriva, atunci nu aș fi aici, a spus Anastasia prin câteva zile, Marat împreună cu logodnica sa se pregăteau să plece și Anastasia înainte de plecare s-a adresat mamei sale cu o cerere ca aceasta să nu vină la nuntă. Nadia s-a uitat nedumerită la fiica ei și a întrebat ce fel de cerere ciudată este asta. Anastasia a spus sincer că la sărbătoare vor fi prezenți oameni reprezentați. Nadia a fost și mai surprinsă și a întrebat și ce din asta. Fata a răspuns iritat că îi va fi rușine când mama va începe să vorbească cu Ocan. Nadia a simțit cum un nod îi se înfundă în gât după cuvintele fiicei ei. Femeia a înghițit cu greu și a dat din cap în semn de acord a năstaiei. Marat, din potrivă, a invitat-o entuziast pe Nadia la ei în vizită și, bineînțeles, la ceremonia de nuntă. De îndată ce Anastasia împreună cu tânărul au plecat, abia atunci femeia și-a dat drumul la lacrimi. Nadia a fost insuportabil de dureros că propria ei fică se rușinează de ea și mai mult. O roagă direct să nu vină la nuntă. Nadia s-a sfid să spună asta chiar și prietenei ei, iar când a primit invitația la nuntă, a sunat-o pe fica ei și-a spus că nu poate veni, deoarece se simte rău. Femeia știa că fica ei înțelege scuza ei, deoarece chiar Anastasia i-a cerut acest lucru. Dar când a luat receptorul Marat, Nadia a simțit o inconfortabilă din cauza minciuniei. Între timp, tânărul a spus îngrijorat: Ce aveți dumneavoastră? Putem amâna ziua anunții, pur și simplu aș dori să vă văd în acea zi. Marat, nu te îngrijora, fiule, voi veni la voi mai târziu, când îmi va fi puțin mai bine, iar amânarea sărbătorii este o superstiție proastă. Oricum veți filma totul pe video și eu vă voi privi pe voi cei tineri prin lacrimi, a spus femeia. Nu veți putea veni cu siguranță, a spus bărbatul cu emoție. Nadia i-a asigurat pe tânărul bărbat că va veni la ei în vizită, dar puțin mai târziu și i-a cerut din nou să nu amâne ceremonia nunții. Acest dialog a fost auzit de Constantin, care a spus că se simte bine și vrea să participe la sărbătoare. Nadia a sunat din nou fiica ei și a întrebat-o dacă fratele ei poate veni la nuntă. Anastasia a stat câteva momente pe gânduri, apoi a răspuns că el poate veni. Margareta, în ajunul nunții, a întrebat-o pe Nadia cum se simte, deoarece Anastasia se căsătorește pentru prima dată. Interlocutorul a răspuns că este sincer fericită pentru fiica ei și îi dorește doar fericire. Margareta a prins note triste în fraza prietenei ei și a ordonat cu voce severă: Nu-mi spune prostii. Ce ai din nou? Simt din interior că se referă la Anastasia. Nu am vrut să-ți spun, pentru că știu că ești o persoană impulsivă și poți face lucruri rele. Acum te implor doar să mă asculți și să nu faci nimic, iar dacă vei face după capul tău, pe cuvânt de onoare, vom înceta să mai comunicăm, a spus Nadia. Bine, iar acum spune, a rostit Margareta. Nadia i-a spus prietenei ei că fiica ei a rugat-o să nu vină la nuntă din cauza unei conspirații. Femeia a vorbit despre asta cu prietena ei, ținându-se cu greu să nu plângă. Margareta a văzut cât de greu este moral prietenei ei în acel moment și a simțit sincer compasiune pentru ea. Imediat ce Nadia a terminat povestea, interlocutorul a exclamat indignat: Ce fică nesimțită, Anastasia? Iartă-mă, prietenă, că vorbesc așa despre fiica ta, dar asta e prea mult din partea ei. Să-și fie rușine de mama ei. E o rușine că vorbește așa cu tine, adică ea a crescut în altă sat și are un alt dialect. Păcat că ți-am dat cuvântul că nu mă voi amesteca în această situație. Acum mi-aș suna Anastasia și i-aș o lecție. Bine, nu te mai întrista, fica ta o să-și dea seama de greșeala ei, dar va fi prea târziu. Și așa, în curând, a avut loc nunta. Nadia, în ziua respectivă, a încercat să se gândească la orice, dar numai nu la faptul că acum fica ei, în rochie albă, merge la primărie. Femeii era insuportabil de dureros și de jignitor că fica ei a făcut așa cu ea se străduia să se pună în locul nastei și nu putea, pentru că în niciun caz nu ar fi putut să-i spună mamei ei că o are rușine. Timpul a trecut încet. Iată că Constantin termina clasa a 11 -a, iar Anastasia a avut un copil. Un fiu, Timur. Nadia se bucura că totul merge bine pentru fiica ei. Doar două lucruri o umbră, unu. Anastasia nu voia să o viziteze împreună cu nepotul ei sub niciun pretext, doi. Constantin a început să chiulească de la școală și să ajungă în situații neplăcute. Băiatul fie fura motociclete, fie se certa cu colegii de clasă, fie se întâmplau și alte neplăceri, iar Nadia trebuia să compenseze tot cu bani. Margareta știa că fiul prietenei ei face prostii și, prin urmare, îi creează probleme mamei. Prietena, pentru a o sprijini pe prietenă, îi spunea adesea, mai bine ar fi ca Constantin să termine școala și să meargă în armată. Acolo probabil îi va ieși toată nebunia și va deveni un adevărat bărbat și vei fi mândră de fiul tău, iar acum trebuie doar să ai răbdare, altceva nu se poate face, așa că fi puternică și nu te întrista. Constantin, după ce a terminat școala, nu a mers la facultate, ci a așteptat chemarea în armată. Băiatul a servit și apoi nu s-a întors în sat, ci a plecat în oraș, unde locuia sora lui, și s-a angajat la serviciu. Nadia se simțea foarte rău că toți copiii au părăsit cuibul natal și au lăsat-o singură. Au trecut câțiva ani. În acest timp, Constantin s-a căsătorit, dar curând a divorțat. Anastasia locuia cu soțul ei. Să o viziteze pe mamă venea doar fiul, iar scopul vizitei sale era ca mama să-i dea casa. Nadia i-a răspuns fiului că este încă prea devreme să se gândească la asta, deoarece ea intenționează să mai trăiască pe acest pământ. Iar apoi mama a adăugat fiului că, dacă va lăsa moștenire casa, atunci pe ambii copii. Constantin, după ce a auzit răspunsul mamei, a plecat foarte repede din sat. Iar curând, femeia a ajuns din nou la spital cu dureri de spate, a primit o invaliditate de gradul 3. Acum nu mai putea să ridice nimic greu și Nadia nu putea merge pentru o lungă perioadă de timp, deoarece avea dureri chinuitoare de spate. Femeia se simțea inutilă în această viață și se ura pe sine pentru asta. Cu toate acestea, Nadia nu i-a spus nimănui despre asta, ci doar plângea amar seara, cu capul în pernă. Margareta știa despre boala prietenei ei și vedea cât de greu era să se descurce cu cele mai simple sarcini casnice. Fântâna era în curte, așa că chiar și să ia iau îngăleată de 10 litri de apă și să o aducă acasă era dificil pentru ea. Margareta i-a propus să-și cheme copiii pentru o vreme pentru a ajuta-o pe Nadia să se adapteze, dar ea a refuzat această ofertă. Margareta, după ce a vorbit cu prietena ei, s-a întâlnit accidental cu vecina ei, Nadia, cu care a vorbit. Lidia a spus că aude destul de des cum Nadia plânge iar totul este din cauza faptului că nu poate face față sarcinilor casnice simple, și anume să poarte apă, să scoată găleata cu deșeuri. Margareta a vorbit mult timp cu vecina. Femeile au discutat cum să-i ajute pe Nadia. Lydia a spus că, dacă este posibil, o vizitează pe femeie, dar nu poate fi acolo tot timpul, deoarece are și o familie. Margareta a mulțumit vecinei pentru că nu uită de prietena ei, iar în același timp se gândea cum să-i ajute pe prietena ei. Margareta a înțeles după conversația cu Lydia că prietenei ei avea de fapt nevoie de ajutor. Ea însă și ar fi vrut să o ajute, dar acum avea și un nepot în brațe, în vârstă de doi ani, și trebuia să aibă grijă de el până când mama lui era în spital. Atunci Margareta a decis să vorbească cu prietena ei. Ea a propus să-și cheme copiii pentru o vreme. Dar de îndată ce Nadia a auzit asta, femeia a cerut imediat prietenei ei să uite de această ofertă. Margareta, cu o privire nedumerită, s-a uitat la prietena ei și a întrebat de ce refuză. Nadia a răspuns că nu vrea să devină o povară pentru nimeni, și cu atât mai mult pentru copii. Margareta, după conversația cu prietena ei, a căutat o modalitate de a-și ajuta prietena și a ajuns la o singură concluzie, că trebuie să-și cheme copiii pe Nadia fără știrea ei. Femeia a sunat-o pe Nastasia și a spus cu severitate, mama ta este într-o situație dificilă. Are nevoie de ajutor. Vino imediat și nu-mi spune că ai treburi urgente. Dacă nu te văd în termen de trei zile, o să-i sunt soțului tău. El, cel puțin, se poartă mult mai bine cu soacra lui decât tu cu mama ta, și știi foarte bine că am să fac asta. După aceea, Margareta a sunat-o pe fiul prietenei ei și a cerut și lui să vină. Constantin a încercat să se scuze pe motiv că e ocupat, dar femeia l-a amenințat cu probleme la locul de muncă, spunându-i că va spune cum a abandonat-o pe mama lui în momente grele. Constantin a acceptat în cele din urmă și a spus că va veni în termen de o săptămână. Fratele și sora au ajuns în sat după ce au primit apelul de la Margareta. Nadia a fost nespus de fericită să-și vadă copiii. La acel moment, ea nu știa că e meritul prietenei ei. Femeia era fericită că fiica și fiul ei au venit să o viziteze. Cu toate acestea, bucuria ei a fost de scurtă durată, deoarece a auzit o conversație a copiilor în bucătărie. Crezi că mă voi ține mult aici? Mi-ar prinde bine, desigur, o parte din banii din vânzarea casei, dar nu am de gând să am grijă de mamă. Și dacă nu ar fi fost apelul mătușii Margareta, nu aș fi fost aici. Ea mi-a spus că îi va spune soțului meu că am abandonat-o pe mama mea. Soțul meu este pur și simplu un ideal în ceea ce privește relațiile cu persoanele în vârstă. Și mai mult, el o respectă și o iubește pe mamă. Doar nu înțeleg de ce. Și mie mi-a sunat mătușa Margareta și mi-a promis o grămadă de necazuri. Știi tu cum e ea? Dacă spune ceva, sigur o va face. Uneori chiar o urăsc pe prietena mamei. Acum nu înțeleg ce să facem mai departe. Ascultă, și ție și mie ne-ar prinde bine un capital suplimentar. Știi că mama noastră nu va face nicio reclamație. Ea va pleca în curând la magazin după pâine sau lapte. În acel moment, o să i aruncăm lucrurile din casă și apoi o să spunem că nu este în regulă cu capul și că trebuie să o trimitem la o clinică de psihiatrie. Iar după aceea, noi doi vom moșteni proprietatea, adică banii din vânzarea ei. Nu e o idee rea, dar tu să te ocupi de discuțiile cu Margareta. Nadana a auzit întreaga conversație a copiilor și a înlemnit de groază iată ce voiau să facă copiii ei, doar pentru a obține o cotă egală din banii din vânzarea casei. Femeia nu înțelege acum se poate vorbi atât de cinic despre propria mamă. Nadana a trecut în liniște în camera ei și a sunat-o pe prietenă, care i-a povestit în două cuvinte planul copiilor. Margareta, cu greu reținându-și furia, a întrebat-o ce are de gând să facă Nadia. Femeia a tăcut câteva momente, apoi a spus, am un plan, dar am nevoie de ajutor. Dacă poți, te aștept în vizită chiar acum. Margareta a sosit în mai puțin de o oră. Nadia i-a spus că vrea să-și transfere casa unei instituții care să aibă grijă de ea. Iar copiilor să le spună în ultimul moment. Margareta a încercat să o descurajeze de la acest pas și a propus să se mute la ei. Nadia a zâmbit și a răspuns: Îți sunt recunoscătoare pentru tot ce ai făcut pentru mine, dar sunt nevoită să refuz oferta ta. Nu vreau să te încurc. Trebuie să înțelegi că ai propria ta viață, iar eu am a mea. Și pe lângă asta, tu ai tot timpul dorit să-mi găsesc jumătatea. Așadar, la noua mea locuință am șansa să o fac. Poate că în căminul de bătrâni voi întâlni pe cineva cu care să-mi petrec restul vieții. Aici, Nadia Fiodorovna a făcut o pauză în povestea ei și și-a șters lacrimile cu un șervețel. S-a uitat la vizitatoare. Elvira Iurievna, care ascultase povestea, stătea cu o privire gânditoare. Imediat ce a auzit că femeia în vârsta a tăcut, a întrebat, de ce nu continui? Te-am ascultat cu atenție. Ce mai ai de spus, când totul e atât de clar? Nu înțeleg totul, a răspuns încet bătrână. Nu înțeleg de ce ai chemat un notar și ai lăsat casa moștenire nouă, adică căminului de bătrâni pentru vârstnici. Dar cum le-ai spus copiilor despre asta? A întrerupt povestea la cel mai interesant moment. Este foarte simplu, a spus Elvira Iurievna, care era directoarea căminului de bătrâni. Apoi, eu și prietena mea am venit în căminul nostru, unde mi-a plăcut foarte mult. E adevărat că atunci nu am avut timp să vorbim cu tine, Așa cum am spus mai devreme. Dar, în ciuda acestui fapt, mi s-a părut foarte confortabil aici, așa că i-am spus prietenei mele că vreau să trăiesc restul vieții mele aici. Iar apoi, în secret, am invitat un notar la Margareta. Am făcut asta special pentru ca copiii mei să nu afle. Și apoi a fost întocmit un testament în care proprietatea mea trece în posesia voastră. A doua zi, vecina mea a venit împreună cu Margareta și mi-a propus să mergem la magazin, ca să facem o plimbare. Desigur, am acceptat. Iar apoi, înainte să plec, am întrebat copiii dacă au strâns lucrurile mele, ca să le scoată afară cât timp merg să iau pâine. Reacția fiicei și fiului meu a fost uimitoare. Au rămas pur și simplu înmărmuriți, în timp ce eu am continuat să spun ca o oră la dispoziție să-mi strângă lucrurile și să le scoată în curte. După aceea mi-a venit în minte fica mea, care a început să mă convingă că sunt nebună. Am ascultat cu calm discursul acuzatorial al Anastasiei și abia apoi am spus că casa este deja proprietatea căminului de bătrâni. A trebuit să vezi fețele copiilor mei în acel moment. Mi s-a părut că au mâncat orbit fără zahăr cu tot felul de aditiv groaznici. Apoi a început scandalul că nu am dreptul să fac asta și mai interesant a fost. Copiii mei m-au acuzat că nu sunt sănătoasă la cap și că vor contesta testamentul meu. Din fericire, în acel moment nu eram singură, iar fiecare strigăt al copiilor mei a fost auzit de vecină și prietenă. După aceea s-a întâmplat ceva neobișnuit. Anastasia a început să-și sune soțul și să-i spună că am înnebunit. A spus multe lucruri urâte la adresa mea, dar ea este fiica mea și nu voi spune nimic rău despre ea. După aceste cuvinte, Nadia Fiodorovna a început din nou să plângă. Femeia în vârstă și-a șters lacrimile cu șervețelul și s-a uitat la vizitatoare. Vizitatoarea a văzut că bătrâna o privește atent. La acel moment, directoarea căminului de bătrâni nu putea găsi cuvintele pe care le-ar fi vrut să le spună. Între timp, Nadia Fiodorovna a zâmbit cu forța și a spus, probabil că v-am șocat cu povestea mea sau, din potrivă, v-a plictisit. Dar am spus cum s-a întâmplat în realitate, fără nicio exagerare. Și credeți-mă, nu mi-a fost ușor să povestesc totul, pentru că în timp ce vă povesteam, trăiam totul din nou. Ca și cum s-ar fi întâmplat din nou cu mine. Ce ziceți? Am ascultat cu atenție, pur și simplu mi-ați impresionat cu povestea dumneavoastră. Și, dacă pot fi sinceră, înțeleg cât de greu a fost pentru dumneavoastră să povestiți totul. Ați iubit atât de mult soțul dumneavoastră și erați gata să faceți orice pentru el, și chiar și după trădarea lui repetată ați rămas binevoitoare față de el. Și apoi un nou șoc în viața ta, când fica ta a început să se certe cu tine. Și ce s-a întâmplat la sfârșitul poveștii? Pentru mine este un șoc, pentru că ai făcut totul pentru copiii tăi și ei au fost pregătiți să procedeze astfel cu tine. Nu am dreptul să-i condamn pe nimeni aici, deoarece aceasta este viața ta și numai tu poți da un verdict, a spus oaspetea. După aceea, cele două femei au tăcut, fiecare gândindu-se la propria sa. Și în acel moment a sunat la ușă. Nadia Fiodorovna s-a ridicat pentru a deschide și pe prag a văzut-o pe vecina ei, care a adus un tort cu pește. Gasta casei a zâmbit și a salutat-o pe Lydia, invitând-o să intre. Vecina a intrat și a văzut că Nadia Fiodorovna nu era singură și a spus, se pare că nu sunt la timp, dar vin doar pentru o clipă, pentru a vă oferi să gustați din tort. Soțul meu a prins pește ieri, am decis să-mi răsfăț gospodăria cu o prăjitură delicioasă. Haide, intră, te primesc mereu cu drag. Apropo, să-ți prezint pe Elvira Iurievna, la căminul ei mă voi muta în cel mai apropiat viitor, a spus Nadia Fiodorovna apoi s-a adresat directoarei cu cuvintele, iar aceasta este vecina mea, Lydia. Datorită ei toată lumea din cartier nu aplaudă și nu bârfește despre cum i-am pedepsit frumos copiii. Nu spun asta în defavoarea vecinei, ea este o persoană minunată și m-a ajutat adesea în necazuri. Iar acum voi spune ceva important, ceea ce am făcut nu a fost pentru răzbunare, ci pentru ca copiii mei să se gândească dacă fac totul bine în această viață. Sper că fiul și fica mea vor scoate ceva din tot acest lucru. Dar oricum nu regret că am procedat în acest fel, așa cum se spune, orice se face, totul este spre bine, așa și în cazul meu. În acel moment, ușa de intrare s-a deschis și acum pe praga a apărut Margareta cu nepotul ei în brațe. Femeia și-a aruncat o privire atentă celor prezenți și i-a salutat pe toți. Apoi, cu o voce plină de energie, a spus: Am venit să te ajut să-ți împachetezi lucrurile, ca să nu uiți ceva valoros și să fiu nevoită să vin la tine în fiecare zi. Ca în repertoriul tău nu poți face fără un cuvânt tăios, a spus Nadia, râzând. Bine, să ne apucăm de treabă, căci nu mai rămâne mult timp până la mutarea ta în noua ta locuință, a spus prietena ei cu o voce binevoitoare. Elvira Iurievna a privit cu zâmbetul pe buze dialogul celor două prietene. Oaspetea înțelegea că cele două femei aveau o prietenie adevărată, pe care o purtau de-a lungul anilor. Elvira Iosifovna se grăbi și ofere ajutorul ei la ambalarea lucrurilor. Nadia Feodorovna acceptă cu bucurie. Apoi, la ele s-a alăturat și Lidia. Toate femeile au început să împacheteze lucrurile împreună, sub conducerea Nadei între timp vorbeau despre întâmplări amuzante din viața lor. Timpul a trecut repede și Elvira Iosifovna se pregăti să plece acasă. La despărțire a îmbrățișat-o pe Nadia Feodorovna și a spus, nu mă despart de voi pentru mult timp, ne vom vedea foarte curând și vom mai vorbi mult. Și vreau să vă spun că aveți o prietenă minunată și o vecină minunată, iar copiii voștri sunt încă copii. Toate cele bune și ne vedem curând. La scurt timp după aceea, Nadia Feodorovna s-a mutat să locuiască într-un cămin de bătrâni. Femeia în vârstă a găsit foarte repede acolo oameni cu aceleași interese, cu care s-a împrietenit. Nadia a mai vorbit de mai multe ori cu Elvira Iosifovna despre viață, cultură și muzică. Femeia în vârstă locuia în cămin de aproximativ o lună și nu se plângea niciodată că a decis să se stabilească acolo. O mulțumea totul, de la mâncare până la comunicarea cu oamenii. Nadia Feodorovna se bucura acum de fiecare zi și nu se mai gândea la rău. O prietenă a vizitat ocazional pe femeia în vârstă, care aducea daruri conserve de casă. Nadia îi reproșa prietenei că duce în vârsta ei borcane grele. Iar Margareta, la rândul ei, râdea de prietenă, spunându-i, acum te-ai obișnuit, dar ai devenit și mai curajoasă. Dacă încep să-ți invidiez viața, imediat mă voi despărți de soțul meu și mă voi muta la tine. Doar să nu faci asta, că altfel cine să mai aducă conserve de casă? Răspundea râzând interlocutorul. În acel moment, Nadia și-a făcut o față serioasă, apoi a privit cu atenție prietena. Margareta a simțit imediat schimbarea de dispoziție a prietenei și a spus, îngrijorată, ce s-a întâmplat, știi că, până nu aflu adevărul, nu mă voi opri. Nu știi cum sunt copiii mei. Mă doare inima pentru ei, a rostit încet Nadia. Nu-ți face griji, dacă ar fi fost rău, ar fi venit să te anunțe deja, mai ales că știu unde ești, i-a spus prietena cu bâlândețe. Au trecut două luni de când Nadia Feodorovna locuia în căminul de bătrâni. Și iată că în viața ei se întâmplă lucruri pe care nu le-ar fi putut prezice niciodată. Femeia în vârstă face cunoștință cu un bărbat în cămin, pe nume Kiril. La început, relația lor era simplă, vorbeau despre tot felul de lucruri. Dar, după o vreme, Nadia a realizat că este atrasă de acel om. Și, în curând, Kiril îi face o cerere în căsătorie. Nadia nu putea crede că, la vârsta ei, își poate găsi din nou dragostea. A acceptat cu bucurie și împreună, au depus actele de căsătorie la primărie. Nadia o informează pe prietena ei prin telefon despre ce s-a întâmplat. Aceasta tăce uimită pentru o clipă, apoi exclamă fericită, felicitări, liniște. Dar trebuie să-l văd pe alesul tău, poate nu trece de filtrul meu și îl resping. Ești de neiertat, răspunde râzând Nadia. Mormântul îl va îndrepta, știi tu. Și știi ceva, tot mai mult mă gândesc să mă mut și eu în căminul vostru. Parcă viața acolo e mai tare decât în alte părți, spune cu entuziasm Margareta. Când a aflat de căsătorie, Elvira Iosifovna, directorul căminului, a chemat-o pe Nadia la biroul ei. Ei a spus, am auzit că în viața dumneavoastră se produc schimbări, cu care vă felicit din suflet. Sunteți un cuplu foarte potrivit. Și acum vreau să vă spun ceva. Iată că casa dumneavoastră nu a fost încă vândută. Dacă doriți, vă oferim o cadou de nuntă. Alegeți voi dacă o acceptați sau nu. Iar dacă vă faceți griji că e ilegal, nu este așa. Avem dreptul să renunțăm la testament și să-l anulăm. Mă pot consulta cu viitorul meu soț, totuși el va decide, a spus cu zâmbetul pe buze Nadia. Desigur, a răspuns Elvira Iosifovna. Căsătoria cu iubitul ei nu a fost ultimul eveniment fericit din viața Nadei Feodorovna. În ziua în care a schimbat verighetele cu Chiril la primărie, după ce au ieșit din instituție, femeia a văzut o scenă care i-a înmuiat inima. Fica ei, cu nepotul și soțul ei, stăteau stânjeniți, iar în apropiere se afla și Constantin. Nadia s-a înmuiat când i-a văzut pe copii, iar fica ei a alergat la ea cu lacrimi în ochi și a șoptit, îmi pare rău, mamă, dacă poți, am făcut o mulțime de lucruri rele și îmi pare foarte rău. În același moment, fiul ei s-a apropiat de Nadia și i-a întins un buchet de flori, apoi s-a așezat în genunchi și a cerut iertare. Femeia în vârstă nu putea să creadă că cei doi copii ai ei erau acum acolo și îi cereau iertare. Nadia a privit peste capul fiului ei și a văzut o expresie mulțumită pe fața prietenei ei. A înțeles că Margareta avea un rol în asta. Apoi a avut loc o sărbătoare de nuntă în sala de mese a căminului de bătrâni. Toată lumea a felicitat cu sinceritate cuplul și le-a dorit să trăiască în pace și armonie. Nadia Feodorovna era încântată în acea zi de două ori, pentru că acum avea alături de ea persoana iubită și copiii. După sărbătoare, Nadia a chemat-o pe prietena ei la o parte și a spus, trebuie să-ți spun că ești cel mai bun prieten al meu și că nu voi mai avea așa ceva în această viață. Știu că copiii mei nu au apărut la căsătorie de geaba, ci tot datorită ție. Și mi-ai ajutat de multe ori. Mulțumesc din suflet pentru tot. Nu știu nici eu cum să te răsplătesc. După aceste cuvinte, femeia a izbucnit în lacrimi. Iar Margareta a răspuns: Să nu mai vorbim de asta. Nu uita că suntem prietene de pe băncile școlii, și cel mai important, ne avem încredere de plină una în cealaltă. Acum să vorbim despre planurile pentru o viață fericită, că asta e mult mai interesant.